găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulin. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Adriana, bine v-am regăsit. Am văzut din sondajul făcut de colegii noștri pentru știri, sucevenii nu sunt de acord cu regionalizarea. Acum, bineînțeles că sondajul nu este relevant. Nu este păi nu, că sunt doar câțiva oameni. Nu este un studiu, un studiu sociologic. Dar sunt, răspunsurile sunt importante, pentru că nici un om din cei 6 intervievați nu am văzut să spună că ar fi de acord cu reîmpărțirea teritorială administrativă. Probabil că dacă l-ar fi prins și pe domnul Flutur, ar fi fost singurul din sondaj care ar fi fost de acord cu regionalizarea. Deci, cu siguranță, ar fi fost măcar un sucevan care este de acord. E o chestie făcută pe picior, cum a sesizat și lumea, și se întreabă, și e o chestie de patriotism local, doamne, de ce să mă duc să mă unesc cu ăla? Noi cu ale noastre, ei cu ale lor. După aceea, ce să-mi aducă mie regionalizarea? Sunt multe întrebări pe care oamenii și le pun și nu au răspunsuri, pentru că totul a fost făcut în pripă și o regionalizare nu o faci de azi pe mâine. Ea trebuie timp, spunea președintele Băsescu atunci când a aruncat petarda că într-un an de zile să se armonizeze legislația. Dar foarte important este să consulți populația. Ori și lucrul să înțeleagă populația de păi ce da, tu vrei de să ce? Faci. Nu, dar asta că spui că absorb mai multe schimbare. Funduri europene. Dar la urma urmei despre ce vorbim? Că facem economie, da? Dăm niște oameni afară, oameni care, atenție, nu se știe unde o să-și găsească de lucru, dacă o să-și găsească, și tot statul o să-i plătească, fie unii o să iasă la pensie, fie unii o să intre în șomaj. Da. Și se face economie prin desfințarea unor instituții de 30 de milioane de euro. Bine când îi spui 30 de milioane de euro unuia care stă cu degetul în nas, se uită la telenovele și nu înțelege nimica, ăla spune, bă, 30 de milioane de euro, îți dai seama ce facem noi aici, ce economie facem. Și după aia când îi mai spui ăluia cu degetul în nas că mai aduci și 10 miliarde de euro de la Uniunea Europeană absorpție de fonduri, ăla intră degetul în nas și ajunge în creier, în neuron și moare. Știi că spune, e extraordinar. De bucurie. E extraordinar. Păi dar 10 miliarde ce înseamnă? Că în România s-a împrumutat cu 50 de miliarde sau cât 40 de miliarde de la Banca Mondială, de la femei și de la Uniunea Europeană. Numai un împrumut așa, pac, de două împrumuturi cât au fost. Și 30 de milioane de euro nu-i ajung doamnei Udrea să-și facă un bloc în București. Care e marea economie? Ce prostii care vorbim realizare. Aici? Da. Întâi stai, vorbește cu oameni. Mă, poate sunt și lucruri bune, dar nu astea. Zic că pe viitor o să fie așa pentru și mai... Deocamdată se văd numai părți rele ale... E brambureală așa și în scurt. Adică zicea o femeie acolo. Dom'le, dar asta femeia e în doliu. Dar astea sunt problemele noastre acum. Asta ne interesează pe noi. Hai să facem... Cu ce ajută pe oamenii aceia, de exemplu, cu care a vorbit astăzi Oana, această reîmpărțire a țării? Cu ce ajută dacă le spun eu că o să fie bine. A, cam da. Cu aia dacă i-ar ajuta cu ceva, le spunem în fiecare zi, da. La început, la sfârșit. Bun, și am văzut pentru Olimpicii Suceveni se pregătește din nou o gală, vor primi diplome. Foarte frumos. Chiar întâlnirile astea sunt foarte bune și olimpicii văd că sunt luați în serios. Sunt băgați în seamă. Și pe bune, că acum vorbim serios, e un lucru foarte important. Acum, încercând să glumesc un pic, o să spun că e bine pentru olimpici că se fac astfel de gale, pentru că atunci când vor pleca definitiv în străinătate, vor rămâne cu amintire frumoasă despre România. Și uite, mi-au făcut și gală. Și vor povesti da, da. Celor de acolo. Uite că am avut o gală. Și ce s-a mai făcut că ai luat-o în biat? Păi n-am avut o gală. Nu ți-am spus că am avut o gală. Da, îmi place domnul Carcalete de la Inspectoratul Școlar. Deci asta înseamnă Inspectoratul Școlar, uitându-ne la ceea ce spune domnul Carcalete în conferințe de presă, înseamnă concursuri de folclor, concursuri de caligrafie, de să-ți iese în frumos, care cu olimpiadă, face numai din asta, declarații din asta, că asta înseamnă școala scenară, dacă te uiți la Petru Carcalete, șeful Inspectoratului Școlar. Numai de școlar. Bine, adică numai nu, totul numai e bine. Nu, dar numai chestii astea minore, știi? Că facem gala olimpicilor, că aduci doi copii au cântat la fluieră și au luat locul întâi la oboi, numai cucuri dintre astea. Și acum, reorganizarea din... E bună ea dintr-un punct de vedere, că dacă se reorganizează da. Teritorial, scăpăm de Inspectoratul Școlar și scăpăm de domnul Carcalete. A. Eu din punctul ăsta de vedere m-am gândit. Sunt de acord cu reorganizarea ca să nu mai văd pe domnul Carcalete șef la Inspectoratul Școlar. Așa e foarte bucuros. Eu m-am gândit că, uite, o să ajutăm regiunea cu olimpicii, fără număr. Avem nu, sau putem, mai putem ajuta regiunea cu domnul Carcalete să-l trimitem la Iași, acolo în capitală, să-l pună șef la Inspectorat acolo, cine vrea să-l pună, dacă vrea cineva. Dacă nu, să nu-l pună. Mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine.